Fiecare creștin este chemat să fie misionar. Dragi prieteni, bun regăsit la o nouă ediție sub semnul crucii aici la Apolonia TV. Ne-am lăsat data trecută în ultima emisiune cu povești despre Africa, despre o laică ce a depășit granițele Europei, granițele țării noastre, s-a dus tocmai până în Kenya pentru a ajuta, pentru a mărturisi credința, pentru a arăta că nu există granițe pentru cei care doresc să facă binele. Și continuăm într-un fel pe aceeași linie, pentru că și în această emisiune vorbim despre dimensiunea misionară a bisericii, despre biserica universală, despre faptul că ne unește credința și granițele dispar atunci când persoane merg în alte teritorii pentru a-L vesti pe Iisus Hristos, pentru a veni în întâmpinarea necesităților celor de acolo, pentru a arăta că există o anumită solidaritate ce poate să fie trăită în mod concret. Vorbim în această emisiune și îi mulțumim pentru prezență. Vorbim cu Părintele Eugen Blaj, directorul operelor misionare pontificale din România. Bun venit la emisiunea noastră, Părinte! Mulțumesc, Părinte Felix! Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp, deși călătorești destul de mult. De ceva vreme casa ta este la București, dar te leagă multe și de Iași. Și venind la Iași, ți-ai făcut timp să vii la această emisiune, o perioadă în care e perioadă de concedii, e perioadă de odihnă și totuși mi se pare că nu chiar la odihnă te gândești, ci continui cu treaba, nu? E parte din datoria mea de a promova misiunile și de a rămâne întotdeauna așa, în contact cu promovarea acestor misiuni. Tocmai de aceea suntem la această emisiune, pentru că vrem să înțelegem ce înseamnă misiunile, ce înseamnă a fi misionar. După aceea vom vedea în a doua parte a emisiunii ce înseamnă operele misionare pontificale din România, al cărui director ești. Sunt multe lucruri pe care vrem să le clarificăm și să le împărtășim în această emisiune, dar mai întâi, de ce vorbim de o dimensiune misionară a bisericii? Și ce este această dimensiune? Misiunea este parte esențială a bisericii. Este cea care a născut biserica. Fără misiune, biserica nu s-ar fi născut. Este misiunea întâi și apoi există biserica, se formează biserica. Și nu trebuie să mergem la origini, în perioada apostolilor. Mai întâi au primit mandatul să meargă ca misionar și apoi s-au format comunitățile bisericești. Același lucru continuă și astăzi în zonele de misiune, unde am fost eu, spre exemplu, era zona de primă evanghelizare, același lucru. Eram misionar, mergeam și predicam cuvântul și cine primea darul credinței, apoi se decidea pentru a face parte din biserică, a primi sacramentul botezului și să mărturisească credința. Deci este esențial. Fără misiune nu există biserică. Și de aceea fiecare creștin trebuie să fie conștient de acest lucru și să-și trăiască dimensiunea misionară acolo unde îi revine să trăiască, să muncească, să își trăiască diferite aspecte ale vieții, să dea mărturie de acest dar, nu? De a fi parte din familia lui Dumnezeu, de a da dovadă de fapt că îl imită, este un alter Christus, nu? Un alt Hristos în mijlocul celorlalți, pentru că este chintesența vieții. Fără el nu are sens viața. Mi-aș dori să revenim și vom face, sperăm să avem timp, parcurs emisiunii asupra identității misionare a fiecărui creștin. Și totuși noi când spunem misionar, ne gândim la tine, Părinte, care ai fost în Mexic, în Kenya și prin alte locuri. Ne gândim la preoți misionari, chiar la aici, călugări, călugărițe. Și atunci hai să clarificăm sau să explicăm pe larg ce înseamnă că cineva este un misionar. Bine, conceptul de misionar s-a înțeles în mod progresiv, nu, cum se spune, a primit mai multe valențe, mai multe semnificații în decursul istoriei. La început poate că a fost așa mai tehnic. Vorbim dintr-o perioadă în care misionarism a fost foarte activ, ce știu, unele congregații care au specializate și congregații misionare, cum erau iezuiții, ce știu, franciscanii, dominicanii, apoi mai recent alte congregații care s-au născut în Europa, în special cum sunt
con Bonieni, eccetera, consolata, no? Our Lady of Consolata. In Italia conosco Padri Bianchi, Parinzi Alcum. Esatto, no? Spiritani. Și într-ade ver, erau misionari, să spun, specializați, no? Perfecți. Însă biserica s-a deschis pentru că numărul lor este insuficient la secerișul care este, să folosesc o comparație evanghelică, nu? Secerișul este mare și lucrătorii sunt puțini. Și biserica a trebuit să-și răzgească orizontul implicării în activitatea misionară și a laicilor și a altor persoane consacrate, să spun călugări, călugărițe, preoți de cezan, prin enciclica Fidei Donum, nu Papa Pius al XII-lea, de fapt, dă o deschidere extraordinară bisericii, pentru că implică pe episcopi în activitatea misionară a bisericii și le-a spus, trimiteți preoți, deschideți proiecte de colaborare cu bisericile din misiune, din țările de misiune și așa au început și preoții diecezani să meargă ca Fidei Donum. De fapt, conceptul de Fidei Donum se aplică exclusiv preoților diecezani, că ceilalți călugări, călugărițe, se numesc călugări misionari. Pentru un preot diecezan este Fidei Donum, ce darul credinței. Darul credinței, să spun așa. Cine știe ce a vrut să spună papa, dar în sine înseamnă darul credinței, este o ofertă pe care practic episcopul responsabil de evangelizare, de misiunea întregii biserici universale, nu numai biserici particulare pe care el o conduce, nu? Așa cum într-o familie frații mai mari sunt responsabili de cei mai mici, la fel unde deja au primit credința și este înrădăcinată, episcopii aceia, având o credință matură în biserica lor locală, au obligația morală creștină de a trimite misionari în zonele unde nu există încă formată biserica, dar nu spun formată biserica, unde nu este cunoscut Hristos ca mântuitor și în cazul acesta se face în mod formal, nu așa haotic, mod formal o colaborare cu bisericile locale din zone de misiune care sunt enorm de mari. Eram eu în Marsabit, era aproape jumătate din Kenya, s-au creat alte dieceze din această parte, nu? Și așa, crescând numărul de credincioși datorită activităților misionare, se creează în fiecare an noi dieceze, dar în special noi parohii. Să dau exemplu parohiei din Torbi, care, să spun așa, nu, ziua ei de naștere, nu, acum este așa în formare. Nu? Ziua ei de naștere va fi pe 18 octombrie, de ziua misiunilor, când au decis deja episcopul din Kenya și l-a invitat și pe înalt preasfințitul Aurel de la București, pentru că este un proiect de colaborare cu arhidiecezele de București, să creeze acea nouă parohie unde lucrează un misionar, părintele Cristian Pișta. Deci vorbim de Torbi, o parohie din deceza de Marsabit, exact, din Kenya, despre care noi am vorbit chiar în emisiunea trecută, dar asupra care vom mai reveni. Da. Anul trecut s-a creat misiunea din Badahuri, din Huri Hills și la fel, vedeți, anul trecut o parohie, dar nu numai una, că s-au creat în fiecare an. Deci, credința creștină își lăsdește, să spun, spațiul, nu oferă generos credința multora, dar întotdeauna este condiționată de zelul misionarilor, de insistența misionară, de posibilitățile misionarilor. Când spun posibilități, nu mă refer numai decât financiare, la posibilităților lingvistice, ce știu, catehetice, culturale, etc. Pentru ca să ajungă la inima omului, să trimită mesajul acesta de iubire a lui Dumnezeu în Hristos la fiecare și să nu vadă nicio contradicție între Hristos și viața lor culturală, între Hristos și stilul lor de viață. Pentru că nu, e universală, nu? Credința în Hristos. În această logica unui preot, să spunem, din România, care se gândește că are o vocație, cred că putem spune lucrul acesta, de a mărturisi pe Hristos în zonele de misiune, în această logică și dacă nu mai mult spus într-un plan providențial, tu ai ajuns, cred că în primă fază, după anii 1990, în Mexic. Da. În Mexic. Cum ai ajuns acolo?
Cum ai lucrat acolo? Îmi dau seama că e o istorie, era, o viață. Era un proiect de colaborare cu misionarele carității, cu Sfânta Teresa de Calcuta, cum atunci era Maica Teresa de Calcuta, foarte notorie, în special pentru premiul Nobel pentru pace, exact, care l-a primit, no? Și a devenit foarte cunoscută. Apoi a avut ocazia, datorită acestui premiu, să vorbească la Națiunile Unite, să întâlnească mai multe ocazii cu Sfântul Părinte Papa, a devenit foarte notorie, no? Dar era o femeie sfântă, eu am cunoscut-o, no? Și am acceptat propunerea preasfințitului Gergel, no? De a colabora, de a le ajuta un pic pe surori, no? Și, spre exemplu, când am dus-o să ia copii de la orfelinate, era o situație extrem de radical patetică, să vezi copiii tot murdari, neglijați, no? Erau din ăștia minusvalis fizic, no? Care nu aveau, cum se spune, foarte departe de realitatea de astăzi, nu erau tratați într-o formă inumană. Și Maica Teresa de perioada în care Maica Teresa de Calcuta a venit în România. Imediat, da? Atunci, da, și Maica Teresa i-a luat de acolo, așa murdară cum era, și îl alegea pe cei mai nenorociți. Nu, pe asta vreau să le iau. Și punea în mașină. Dar mi-am amintesc, cum a intrat în mașină, a început cu rozarea. Până am coborât din mașină, rozarea. A luat copiii, am rugat din nou rozarea. Nu s-a vorbit altceva, rugăciune, nu știu altceva. Într-adevăr era o sfântă, o mare sfântă, care apăra iubirea, nu? Și valorile creștine, în special viața, pentru că ea vorbea mult împotriva tuturor acelor organizații care promovau avorturile și așa, în special văzând, având experiența asta, nu? Unde se trăia în situații în mahalale, nu? Surorile ei, unde slujeau pe cei, pe ultimii din ultimii, cei marginați, nu? Într-adevăr, eu cred că nici nu putea să fie sensibil la alte valori decât cea a veții și să o apere cât putea. De aceea, chiar dacă era muribund, îl lua în braț, îl ducea despre la îngrijea să moară într-o formă demnă. O femeie atât de firavă, fizic vorbind, da, dar atât de puternică. Da, ne întoarcem la Mexic. La Mexic. Mexic, da. Apoi eu m-am asociat așa într-un proiect de colaborare cu arhidieceza, acum atunci era dieceza de Tijuana, și episcopul a fost încântat de idee să rămân să lucrez acolo. Am fost vicar câțiva ani, paroc câțiva ani. În perioada aceasta m-au sponsorizat în dieceză, la fel, no? Să studiez un masterat în filozofie la Roma și m-am dus înapoi. No? Pe în fine, a fost o slujire destul de amplă, nu, să spun, și ca profesor un pic în seminarul mare, nu, de filozofie, dar apoi inima mea era Africa și preasfințitul Gheriel avea nevoie de un misionar în Africa. Și, dar într-adevăr am fost impresionat, am învățat multe, pentru că e o experiență care completează, să spun, orizontul misionar al bisericii. America Latină, cunoști o țară în America Latină, le cunoști pe toate. Care sunt amintirile care au rămas, no? Cele mai semnificative, spune, se poate face, no, orat, e o lume din Mexic. Foarte deschisă și manifestă credința prin multe semne exterioare, ce știu, și e foarte respectoasă față de persoanele consacrate. Apoi, foarte mult au mentalitatea aceasta. Nu poți să... O fie tradițional, nu știu, nu poți să mergi. Te întâlnești cu o persoană importantă, mergi cu mâna goală, trebuie să duci ceva. De ce? Veneau, se întâlneau cu Sfânta Fecioară, îi puneau o lumânare, îi puneau o floare la ziua Sfântei Fecioare de Guadalupe, un plau. Nu se vine cu mâna goală. Nu, niciodată. Dar cum să mergi? Da? Mergi la cineva cu mâna goală, nu, la o persoană importantă. Și în Kenya, dacă mergeam la acea maniată, nu, acel grup numit IA, care de fapt era ca un fel de parlament pentru ei, care luau toate deciziile, așa, a clanului, pentru că fiecare clan avea un IA, acolo trebuia să mergi cu daruri, nu puteai să mergi cu mâna goală. Asta a fost o menire întotdeauna, mergi la rege, nu poți, nu mergi la un președinte, nu poți să mergi cu mâna goală, nu? Trebuie să oferi ceva, un simbol. În zilele de astăzi se poate și interpreta dacă mergi la autorități. Un simbol. Nu, e un simbol de respect, de comuniune, de apreciere, nu? E un semn că recunoști autoritatea lui, altfel... Nu, vreau să spun, e parte din cultură. Acum, dacă cultura noastră nu mai permite aceste semne, e altceva, nu? S-a schimbat. Una e să fie un semn, alta e să fie într-o altă direcție. Nu, Nu, dar cultura noastră și-a pierdut sensibilitatea la aceste lucruri, nu? Pentru că s-a schimbat total. Nu mai e o cultură, să spun, bazată pe
o relazie personali, cima di grado, relazie istituzionali, le rappresentanti tali a una istituzione, so, a Stato, so, praticamente non mai vedi un tenere entro persona, cioè un tenere con un rappresentante a una istituzione abstracta, la urma urmi, no? Si dà ci spune, ha avuto esperienza forte in Boga Zituare, mentre che sento uomini di credenza, io non potevo stare in chi poi a te. Vedo che un'altra di subcomunismo, no? Ha fatto massoneria, ha fatto persecuzione, ma non ha fatto ateismo, il care si spune il problema, deci trebuie să giustifici l'esistenza lui Dumnezeu. No, era naturale să te naști cu credință și toți. Non si bea mult pe Sfânta Fecioară, într-adevăr, de acolo înveți să o iubești și să o cinstești pe Sfânta Fecioară și să dai seama că, de fapt, omagiul adus Sfânta Fecioară este inima, este iubirea. Dacă nu... nu prea rămâne nimic. Dacă urmărim multe filme produse în Statele Unite și când apare Mexic, apare într-o altă, n-ai spune lumină, într-o umbră. Da, e adevărat, nu e adevărat, e prea, prea sunt mult. Rivalitățile, așa cum era și noi ne-am născut, cel puțin eu m-am născut într-o cultură, să spun așa, nu, care vedea întotdeauna Rusia ca un rival, ca un dușman, nu? Așa sunt ei, să spun așa, nu, între Mexic și America, dar nu. Eu cred că America, Statele Unite, când spune America, da. Nu? Cred că are multe, au multe de învățat din Mexic, de la Mexic, cultura culinară, spre exemplu. Dar tu găsești mâncăruri atât de vechi, de mii de ani și atât de bune și de ușor de pregătit. Nu sunt complicate, practice și atât de gustoase că toată lumea se îndrăgostește de mâncăruri. Să nu insiști, bine, no? Suntem la ora cine, dar sunt lucruri care fac parte, să spun, din ambientul, să spun așa, amniotic, nu al misionarului, pentru că te integrezi în cultura aia, nu? Culinară, lingvistică, religioasă, filozofică, dacă vrei așa. Trebuie să cunoști idiosincrasia, sau cum îi spune, nu? O poporului, pentru că într-adevăr, să vorbești pe limba lor când transmiți o idee și așa reușești să fii acceptat ca străin în mijlocul lor și tu la fel să-i accepți, că altfel devii o persoană dură pentru ei și nu, apoi distanța este reciprocă. Distanța și totuși vorbim reciprocă. Da, dar vorbim de un zid. Distanțare, da. De un zid și distanțare, dar efectiv un zid din beton sau nu știu cum, tocmai pentru a ne ca o națiune să se ferească de o altă națiune, nu-i cam mult? Nu, eu nu vorbesc de zidul politice sau aceștia. Eu insist asupra acest zid. E no, cazul, astea e cazul. Sunt decizii administrative. Eu nu le văd, cum se spune. Nu cred că astea constituie, părerea personală, constituie o pedică în comunicare, să spun, spirituală, socială, economică. Zidul e, să spun așa, nu... o chestie economică, s-o numesc, no? O multitură acolo și politică, dar care nu împiedică, nu separă, după nu separă. Dacă vreți așa, câte tunele nu sunt pe desubt, folosite pentru bine sau pentru rău, nu? Câte porți nu sunt deschise și câte lume nu trece continuu. Zidurile alea sunt doar așa, nu? Și după aia nu se fac, doar se vorbesc, nu? Și chiar interesant, dacă s-ar face, nu? Da. Cum spunea cineva, și papa era implicat așa cumva împotriva și spune, ai, ce bine, atunci hai să dărâmăm și zidurile Vaticanului, nu? Este și asta o variantă. Am discutat mult despre Mexic, dar vrem să trecem și la Kenya, o altă experiență, poate nu-i cuvântul cel mai potrivit, o altă bucățică din viața ta, destul de semnificativă din Mexic, bine, precum pe la Roma, ai ajuns în Kenya. Unde doream eu să ajung. Exact. Marsabit. În zona de primă evanghelizare. Primă evanghelizare. Marsabit, parohia Maicona, reamintim, telespectatori, suntem în deșert, în nordul... În deșertul Cialbi. Povestește-ne. Un deșert care, se spune, unul cu fenomenul Fata Morgana, cel mai puternic din toate deșerturile de pe glob. E fantastic când mergi ziua așa, când e soare, fenomenul, nu? Mirajul Fatii Morgana, nu? Așa.
o mica de nivelare appare ca un mare oraș, ca un mare cetă. Deci știi, o mică plantă pe acolo uscată, nu știi ce, îți apare ca un grup de oameni pe acolo. Te apropie apoi, nu? Înșelăciunea ochilor, nu? Se elimină, nu? Dar e fantastic, e fantastic. Duna aia rusogolite, cum se numește, fixă în mijlocul deșertului, nu? Care normal dunele nei sip se mișcă dintr-o parte în alta. Aia nu, aia e fermă acolo ca o minune a naturii. No? E incredibile. Poi immensitatea aia de pietre vulcanice, no? Dit Galgalu se numește, no? Parte aia. Dar in generale lumea când spune cialbi spune totul din zona aia din nordul Keniei, dar se referă cialbi practic la acea zonă care probabil a fost o mare, parte din ocean, cine știe, no? Pentru că tocmai in Lodwar, in partea aia din lacul Turkana, si-au găsit o seminte de balene, no? Și zona e milioane de ani fără vegetație acolo, e sare, no? E multe locuri. Și totuși sare. Comunități creștine și totuși misionari din România, da, care au ajuns acolo. Da, 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 da. Așa a vrut Domnul să ne poarte pașii. Cum a fost? O experiență foarte îmbogățitoare, să spun, no? Ca o școală pentru mine, pentru preoția mea și pentru viața mea misionară, ca o școală, pentru că a fost o întâlnire cu o cultură nouă, cu o limbă total diferită ca structură gramaticală, cu oameni extrem de primitori și de respectuoși. Eu știu, recunosc, noi suntem, cum să spun, tratamentul pe care l-am primit se datorează, este fructul fidelității și a dăruirii misionarilor dinainte, a inteligențelor, a faptului că s-au însușit nu numai limba, dar cultura lor. Și lumea a văzut într-adevăr, să nu spun niște zei telurici, dar într-adevăr au fost, pentru că au acceptat să trăiască, cum se spun, ca nomazi, ca unii de acolo care doar numai gabra, să spun așa, tribule, să spun genera, cunosc tricurile supraviețuirii acolo, care au ca aliați, cum spunea cineva, nu? Câteva oaze de apă acolo așa și cămilele, pentru ca să se supraviețuiască într-un ambient natural care este total ostil oricărei forme de veți. Veții. Nu, este ostil, nu numai veții umane, ci altă, pentru că nu e nimic. Nu, e nu te-a speriat lucrul acesta la început? De ce nu, asta m-a atras. Asta m-a atras. Bine, pentru că m-a atras că era lumea care, într-adevăr, erau multe sate de nomazi fără credință, fără misiunea, nu puteau să ajungă. Deși eu când am făcut un interviu misionarul părintele Tablino, nu? Și lui Venturino, care a fost primul din Maicona, Tablino a fost în Marsavit, apoi s-a asociat prietenului care au mers împreună. Misionar italien. Da, da, din diceză de Ala, nu? Și îmi spunea Tablino, nu? Noi abbiamo battuto tutte le maniate, nu? Am mers în toate cătunele alea de nomazi și sunt primii ali care au trăit ca nomazi cu nomazi. Primii ali. Și au cumpărat cămilă, cort și evanghelizau câteva luni femeile și copii, bărbații, nu, pentru că ei aveau credință, nu? Chiar spunea lumea, nu? Misionarii le-au adus religie copiilor și femeilor, pentru că bărbații au religie, nu? Femeile și copiii nu aveau, nu? Și atunci le-au adus, nu? Așa sunt creștinii cel mai mult, nu? Dar acum sunt bărbați, pentru că au fost evanghelizați când erau mici, nu? În școală, copii, nu? Și s-au botezat și așa, nu? Dar vreau să spun, nu? Și se mutau din maniată în maniată, a avut o metodologie de evanghelizare unică, cunoscuți, recunoscuți în Kenya, pentru că ei au pornit evanghelizarea de la bărbați. Deși spun că femeile și copiii au primit credința, ei au pornit evanghelizarea de bărbați, pentru că întâlnire cu bărbații, să spun, nu, de elders, așa, cu bătrânii comunității și dialog cu permisiunea lor, orice. Ca să te ajut pe tine, îți cer voia bătrânilor. Ca să-l ajut pe cutare, așa. Îl întreb pe el, mai întâi că el știe dacă are nevoie sau nu are nevoie de ajutor. Nu fac numai de dragul făcutului, nu? Și așa, totul plin bătrâni. Și așa a fost foarte bine acceptat. De asta spun, o apreciere și o atitudine specială pentru ei, pentru că noi am moștenit de la ei o situație foarte pozitivă de acceptare a misionarilor. Chiar comunitățile preferau străini decât preoții locali, mă refer, nu? Și din alte triburi, dar de acolo, nu? Kenieni. Și preferau
pentru că au lăsat o moștenire, un legacy, într-adevăr, foarte pozitiv și în zilele acestea, și acum, dacă poți să aibă misionari, preferă misionari, spun în ghilimele albi, nu? Adică europei, nu? Despre experiența din Mexic, ce amintiri frumoase, să fim realiști, în Kenya ce a fost cel mai greu în toți anii în care ai activat ca misionar? Era poate ca dificultate era de găsit persoane, să spun acolo, locale, nu, care să poți să le implici în toate aspectele vieții misionare, ce știu, de la tehnică până la servicii medicale, servicii de educație, dar încet, încet, așa, mulțumindu-ne cu ce era acolo, integrându-ne în viața de acolo, am reușit. Dar a fost o dificultate, apoi limba locală, nu? Pentru că nu erau profesori, sau nu erau cărți ca să înveți borană, nu? Care e o limbă nu romania, nu? Vorbită de 15 milioane în Etiopia, nu? Și când povestea Tablino că mergea în Etiopia și vorbea în Addis Ababa, vorbea borana, nu? Ei erau cruciți pentru că n-au auzit un alt care să vorbească limba lor, nu? E o dificultate, nu? Așa. Dar care încet, încet, așa, nu? Fiind acolo, îți însușești o comunicare bazică, nu? Așa. Dar limba oficială era limba swahili, pe care eu am învățat-o oficial în școală și era limba care se folosea în întâlnirile noastre și limba liturgică, pentru că erau mai multe triburi într-o parohie și nu putea să prioritizeze, să favorizeze o limbă și celelalte să rămână în urmă. Și atunci decizia episcopului, ca să îi trateze pe toți la fel, a preferat limba oficială, care era swahili sau engleză. La engleză nu că nu știau nimeni. Acolo nu, doar cei care mergeau la școli mai știau ceva engleză, nu? Tocmai pentru că viața unui misionar e plină și de dificultăți, biserica ne îndeamnă să ne rugăm pentru misionar și într-un mod special și Sfântul Părinte, anul trecut, luna octombrie, luna misionară, a fost o lună extraordinară pentru misiune, în care Sfântul Părinte a îndemnat întreaga biserică, deci ne-a îndemnat pe fiecare dintre noi, dragi prieteni, să ne rugăm pentru misionar, să contribuim la vestirea Evangheliei. Vă invit să urmărim împreună acest îndemn al Sfântului Părinte, să-i susținem pe misionari cu rugăciunea noastră și la rândul nostru să fim misionari. Să urmărim! Hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia para afrontar el desafío de anunciar a Jesús muerto y resucitado. Llegar a las periferias, a los ambientes humanos, a los ambientes culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio. Y en esto consiste lo que llamamos Missio ad Gentes. Y recordar que el corazón de la misión de la Iglesia es la oración. Este mes misionero extraordinario, recemos para que el Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera para todos los bautizados y enviados por la Iglesia de Cristo. Un îndemn insistent al Sfântului Părinte să ne rugăm pentru misionari și să ne reamintim fiecare dintre noi creștini că suntem chemați să fim misionari, să-L vestim pe Iisus Hristos. Revenim în platou, discutăm despre dimensiunea misionară a Bisericii cu Părintele Eugen Blaj, directorul operilor misionare pontificare din România. Discutam înainte de pauza noastră despre realitatea din Kenya, triburile diferite, limba care unește swahili și mă gândesc că ar fi tare frumos să auzim cum sună swahili, semnul Sfintei Cruci în swahili și Tatăl nostru. Ce zici? Sigur că da, cu plăcere. Atât la început vreau să spun că limba swahili este o limbă tipic africană, bantu, așa, care are și vocabular arabic și care prinde picioare în Africa, se studiază în universități, este vorbită în Kenya, în Tanzania este unica limbă, în parte din Congo, și e studiată, nu? Mulți s-au auzit, semnul Sfintei Cruci și este și o rugăciune pentru misionar. Cu agina la baba, na la moana, na la rocum takatifu, amina. Baba yetu li mbinguni, gina la coli tu kuzie, ufal meu ako ufike, utakalo li fanike duniani kamam binguni, utupele omkati uetu ake la siku, tu samehe makosa yetu kama tunavyo wasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
Când mi-am amintit semnul Sfintei Cruci de când am fost pe care primele lecții de Swahili au fost cu tine și chiar am la câteva zile când m-am ajuns prima oară catolică, da, mai pus să celebrez Sfânta Liturghie și am rămas așa descoperit și cred că până la urmă s-a înțeles ceva. Revenim, dar ca așa cum facem cu fiecare invitat, rugămintea de a împărtăși un verset din Sfânta Scriptură, de a ne spune ce îți spune ție personal și ce poate să spună celor care ne urmăresc. Și n-am ales întâmplător pentru că este și tema Zilei Mondiale a Misiunilor de anul acesta în octombrie. Uite, tu arăți acolo și tocmai această temă, acesta este versetul. Trimite-mă pe mine. Cartea profetului Isaia, capitolul 6, versetul 8, încadrăm puțin, este o viziune, este de fapt vocația lui Isaia, are o viziune cu serafim și la un moment dat se aude această întrebare: pe cine voi trimite, cine va merge pentru mine? Și Isaia răspunde cu hotărâre: iată-mă, trimite-mă pe mine, Doamne. Ce ne spune acest cuvânt al Domnului? Sfântul Părinte, în mesajul din luna octombrie, mesajul lui pentru Ziua Misiunilor, Mondială a Misiunilor, este întotdeauna în ziua de Rusalei, pentru ca să aibă timp să fie asimilat, să fie meritat, să fie contemplat, pentru că, într-adevăr, e un mesaj al Sfântului Părinte, este semnul unității bisericii universale, nu? Și e trimis în toată lumea, la toate bisericile catolice, indiferent de rit, poate să fie, nu? Oricare rit, nu e numai de ritul latin. Și este un mesaj care, spune Sfântul Părinte, vine din inima lui Dumnezeu, o chemare, nu? Care vine din inima lui Dumnezeu, se adresează inimii omului, nu? Iată-mă, trimite-mă pe mine, să meargă, să anunțe iubirea lui Dumnezeu. Și la întâlnire că am avut-o pe Cudo cu cei de la Operele Pontificale de la Vatican, cardinalul și președintele Monsignor D'Altoso, arhiepiscop, punea în evidență aspectul vocațional al operei Sfântului Petru Apostol, care se ocupă de promovarea vocațiilor autohtone. Și spunea, acest mesaj, ăsta întrebare atinge și acest aspect al vocației. Dumnezeu ne cheamă, așa, pentru ca să ducem iubire, ne cheamă din inimă pentru a răspândi iubirea lui. Aceasta este, practic, chintesența misiunii, a răspândi iubirea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. În Dumnezeu nu există rău. Porfirio spune clar când îi scrie lui Marcela, nu? Soția lui care a luat-o, avea 7 copii și a luat în pofida culturii care îl disprețuia pe el și nu știu cum să ia o femeie așa. Ei, el, în credință, nu? Îi explică, nu? Relele nu vin de la Dumnezeu, de la Dumnezeu nu poate să vină, pentru că Dumnezeu este bine. Relele vin de la alegerile noastre, nu? E bine, Dumnezeu este iubire. Nu vine niciun rău de la El. Absolut nimic, nu? Și Iob s-a opus la această mentalitate să vezi, de fapt, relele din lume ca o pedeapsă a lui Dumnezeu. Nu. El spune, îi spune lui Dumnezeu, chiar dacă tu mă omori, eu cred în tine. Și cu ochii mei vor vedea pe Dumnezeu Mântuitor, nu? Este radical. Radical, nu? Și asta este mesajul. Trebuie să spui lumii, Dumnezeu este iubire, Dumnezeu te iubește din inimă, te cheamă, dar fiecare trebuie să facă lucrul acesta, să se lase deschis credinței și să recunoască misiunea pe care o are. Interesant, Porfiriu, dar nu, în general mistica, nu? Definește credința ca un drum intelectual, rațional, spre adevăr, spre lumină, spre Dumnezeu. Asta e. Și Upanishad, ca să pomenești și de înțelepciunea indiană, o spune foarte clar. Cine gândește, crede. Cine nu crede, nu gândește. Nu gândește. Este categoric. Categoric, radical, nu? Este un drum intelectual, lumină, nu? Un drum spre lumină. Și atunci asta ar trebui să fie invocația sau răspunsul fiecare dintre noi. Iată-mă, trimite-mă pe mine. Exact. Odată ce îl cunoști pe Dumnezeu, nu pot. Trebuie să te îndrăgostești de El, pentru că El este bine, este lumină, este adevăr. Nu? Și în El ne punem credința, speranța, dragostea, nu? Caritatea, iubirea. Nu? Porfiriu mai avea a patra virtute, adevărul.
insista cu adevărat. Da. A doua rubrică permanentă, un model de sfințenie, un sfânt preferat sau un sfânt care are o semnificație. Eu știu că tot timpul e o alegere dificilă pentru invitații mei. Probabil avem o legătură cu mulți sfinți. Nu este dificilă pentru mine. No. Un sfânt preferat. Eu sunt îndrăgostit de Meister Eckhart. Cine este? Ah, Meister Eckhart. E medievale, no? Îmi spune, oh, dar nu găsești unul mai modern care să corespundă a esigențelor actuale și nu știu ce. No, este un om extraordinar. Este un om care a fost acuzat de erezie, no? Dar care încet, încet, văzându-i studiile, a fost desacreditat, multe din opere lui a fost distruse, nu? Pentru, din cauza aceasta că a fost erezia. Dar era murit în comuniune cu biserica și dominicanii i-au cerut Sfântului Părinte Benedict, nu? Să îi ridice acele acuze false de erezie, nu? Și Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea le spune, îi spune superiorului, un neamț, al dominicanilor, Ce să-i ridic, ce să-i anulez? Nu am. El nu este vinovat de nimic. Nu are nici nu poți să-l acuz de erezie pe Meister Eckhart. Într-adevăr, este fondatorul misticii speculative, să spun, nu? Și a unei teologii bazată așa, nu, antropologic, nu pe psihicul omului, pe ceea ce Augustin definește ca regio dissimilitudinis, ca toate schimbările alea, nu, astăzi trist, mâine bucuros, astăzi disperat, mâine exaltat și toate care desfășoară în psihicul nostru, nu, Meister Eckhart merge în adâncul sufletului și acolo, practic, fundează el toată teologia, toată mistica, toată antropologia și toată relația cu Dumnezeu, nu? Acolo, practic, este imprimată imaginea lui Dumnezeu, nu? Și, într-adevăr, este, pentru mine, este un model de sfințenie, detașat. De fapt, asta este esențial în predica lui. Și Fagin, care l-a tradus, primul traducător care l-a făcut cunoscut pe Meister Eckhart în Italia, nu? Vorbește, nu? Meister Eckhart predică mereu același lucru de distacco, îi spune în Italia, nu? Detașare, nu? Așa spune. Mereu, nu? O monotonie din asta, dar armonioasă, nu? Care mereu predică același lucru, pentru că predică ceea ce este esențial, nu secundar, nu? Adevărul. Și exact, nu? Care, practic, vine să-l libereze pe om. Exact ca și Plotin, nu? Dă ce în plus, dă deoparte, ca să vezi adevărată imagine într-un bloc de marmură, ce trebuie să facă sculptorul? Să elimine ce în plus și atunci apare, nu, frumusețe. Asta este Meister Eckhart, îl distacă, nu? Dă totul ce este nenecesar, nu? Sau Porfiriu, nu? Discipolul lui nu? Îi spune în marginea, disprețuiește tot ceea ce nu este necesar, nu? Sau când cere de la Dumnezeu, nu cere ceea ce poți să pierzi. Gala nu vine de la Dumnezeu. Dumnezeu dă numai daruri care rămân veșnic. Nimic. Și nu trebuie să-i cer lui Dumnezeu nu, ceea ce nu poți să păstrezi. Nu, nu. Și Meister Eckhart, nu spun, pentru mine e un model, și pentru tine când vorbește de rugăciune, nu trebuie să-i cer lui Dumnezeu lucruri materiale. Dumnezeu nu poate să-ți dea astea. Nu. E, asta este ca și cum spune Meister Eckhart, nu? Ai merge pe jos până și avea câteva mii de kilometri, nu? Din Germania până la Roma, nu? Să meargă. Spune, ca și cum ai merge, nu? Pe jos, până la Papa și ajungând la Papa, să-i cere o fasolă, când de fapt o găsești la colțul peții acolo, nu? Îmi dau seama că m-am putea face o emisiune despre pardon, Revenim. Și spun motivele pentru care, nu? Am adresat întrebarea, era normal și tocmai pentru că... Nu-i declarat trebuie... sfânt, dar e pentru mine un sfânt mare. Nu, trebuie să recunoaștem cum este atât de cunoscut și atunci e bine că ai împărtășit cu noi și îți mulțumesc. Revenind la dimensiunea misionară a bisericii, hai să vedem împreună, tu mai spuneai cât de important este această dimensiune și cât de important e ca fiecare creștin să dea acest răspuns, iată mă, trimite-mă pe mine, Doamne, biserica s-a gândit să organizeze, am putea spune foarte bine, acest aspect al misiunilor. Care sunt instituțiile bisericii universale, ca să ne înțelegem, coordonate de la Roma, care se ocupă de acest aspect? Este Congregația pentru Evanghelizarea Popoarelor. Practic, un fel de minister, să spunem, al unde dicasteriu, nu? Da. Așa că e o congregație, nu? Care are un prefect care o conduce, să spun așa, un omolog, ar fi un ministru al nostru, așa, nu? E în Vatican, care coordonează, nu?
Sì, che si occupa dell'aspetto missionario albiserici universale, non vedo che Sfunto Parente è responsabile, che assieme all'unità di albiserici universale, è responsabile. Tutto l'uomo ha avuto di Cristo, di fare fie cari cristini, fie cari preo, fie cari episcopi, essere responsabili dell'opera missionaria, non posso negligere, tribui se partecipe, ci si fie missionario convenzionale, la loco non del traieste, ci parla forte e simbolo, un messaggio, per esempio, di Anno Lacesta, no? Spune, missione delle americane, no, che ci treno, pedoscine, no? Spune, uno è esterugazione, al doi la, è caritate, che non si può, da che non te rogi, no? Ci hanno trecuto la flossita dentro un discorso, o comparazioni che non mai ci hanno raccomandato da molte ore hanno spusso il lume, no? Rugaciuna è questa benzina dentro un riservatore, dentro una macchina, no? Da che il riservatore gol già va a cilerese, non merge, no? Ma c'è il rugaciuna, da che noi stiamo rugaciuna in missione, non merge, no? Sì, entra in verità che noi stiamo caritate, la fer o sostenere, finanziare, di parte che vengono, c'è ancora, no? Vanno sul fuoco, perché orcine, parte sul fuoco, a poi, termina l'assunto parente, onde, pratica, tosse dirigiase ci c'era aiutoro de fa are in responsabilità, no? O tante bisserici le tinere ci serle de missione o per le missionari pontificale che stavo create de fa che fosse adottate, non sa un scut pontificale, non sa un scut in Vatican a queste opere missionari pontificale, a fost adottate in cadro congregazie per evangelizzare a popolare lor progressive, pentru ca corrispondesse ne voi lor biserici universale, ne vuoi lo spirituale. Ci vorbim de patru patru opere, patru e care precedinte le definiantro un telnire care am avuto, spune, mi è plăcut foarte mult, pentru că uneori așa în telnire că mai vorbeam de asta, repetam definiția care o dădea el, spune, no? Opere misionare pontificale sunt o rețea mondială în slujba Sfântului Părinte pentru susținerea bisericilor tinere și a țărilor de misiune. Asta este. O rețea mondială. Comparam cu Coca-Cola. Coca-Cola e o rețea mondială, nu? Nu facem Facebook, o rețea, nu facem publică. Facebook e o rețea mondială, nu? În toată lumea. O pe remisiune poate fi o rețea mondială. Pentru că e structurată cumva așa, nu spun piramidal, dar ierarhii, nu? Pe, găsim peste tot. Vatican, director național, director diocesan, no? Care să concretizeze. Tu fiind un director național al operei misionare pontificale, exact. Pentru diocesă, un director diocesan. Cele patru opere, dacă le amintim? Răspândirea credinței. Aici avem și câteva imagini. Imagini, am imagini fondatorilor. Am aici, răspândirea credinței. Paulin Jaricot. Paulin Jaricot. Fondatoarea operei Răspândirii Credinței, prima, de fapt. Are o istorie extraordinară, dacă avem timp, revenim puțin asupra. Sigur, că eu acum menționez, apoi pot vorbi despre fiecare. Poi fondatorul copilăriei misionare pontificale este Charles de Formagenson, un episcop francez. De fapt, trei opere s-au născut în Franța, una în Italia. No, din asta interesant. Este Jean Bigard, tot franceză, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Care a instituit opera Sfântului Petru Apostol. Obolul pentru Sfântului Petru. Nu, nu? E total diferit. Nu? Asta este pentru promovarea vocațiilor autohtone. O să povestesc cum s-a născut această operă. Obolul Sfântului Petru este o colectă din ziua Sfântului Petru pentru susținerea activităților pe care le are acolo în Sfântul Petru, toate mișcările alea pentru celebrări, pentru penitențiaria Vaticană, pentru fabrica Sfântului Petru, etc. Nu? E total diferit. Opera misionară aparține altei categorii. Este ca și, nu putem amestec este ca Ministerul Sanității cu cel al finanțe, o să ce știu cu cel al clarificată interne, no? Așa, și Paolo Mana, fondatorul Uniunii Pontificale Misionare, no? Și aici avem... Mie mi-ar place să vorbesc un pic despre fiecare, pentru că aceasta e treaba aici, acesta este oficiul meu. Facem, dacă, sau pe scurt, dar mie mi s-a părut foarte interesantă și semnificativă istoria Paulinei Marie Jaricot, pentru că e o tânără care a avut o intuiție extraordinară. Să începem cu ea. Mai avem doar câteva minute. No, eu când vorbesc de ea, practic vorbesc cu gura plină, cum s-ar spune, no? Așa, o imagine mexicană, o improbabilă, așa, no? Este o tânără, s-a născut în 1799, practic, no? Pe muche cu secolul al XIX, 1800, este contemporană cu Napoleon, practic, contemporană cu, să spun așa, și cu consecințele imediate ale Revoluției franceze, no? Dar contemporanissima
con mare sfânt preot, model de preoție, Ioan Maria Vianney. A fost director spiritual, nu? O tânără de care eu m-am îndrăgostit auzindu-i viața ei simplă, o tânără, cumva să-i spun în ghilimele, mondană, așa, cu măsură, nu? Pentru că se pregătea pentru căsătorie. Era dintr-o familie... Era familie de societate medie, nu era așa, nu? Era chiar săracă? Nu era săracă, dar la Lyon, apoi se poate vedea un certificat de sărăcie, nu? De pauperitate, pe care ea l-a făcut. Voturi de sărăcie, a făcut vot de sărăcie. Bine, ajungem acolo, nu? Ce se întâmplă? În treburile menajere, ea a avut un accident și a rămas paralizată la pat 2 ani. Avea un frate seminarist care trebuia să pregătească să meargă misionar în Kenya și așa a intrat în contact cu viața misionară a bisericii, citind literatură în timpul acela, apoi și mama era bolnavă și a murit, nici nu a înștiințat-o că a murit pentru că suferea prea mult. Și avea 15 ani, nu? Se îmbrăca elegant, nu? Era o tânără atractivă, avea prieteni, nu? Ei, în această experiență, se spune așa, bolnavă la pat, descoperă viața misionară a bisericii și vocația ei. Se îndrăgostește de această, de misiunea bisericii și caută să o susțină. La 17 ani inițiază o mișcare misionară în dieceza de Lyon, de unde este ea, și implică, de fapt, angajați de la fabrica Soreia. Soreia avea o fabrică de mătase, nu? Și implică femeile, bărbații, copiii, tinerii care lucrau să pună un bănuț pe săptămână, un penny pe săptămână și să se roage rozariu viu, câte o decadă de rozariu, pentru misiuni. A înțeles, astea sunt esențiale. La 17 ani. Cum spunea Papa, nu? Exact, la 17 ani, când la noi te gândești, stai că când a ajuns la maturitate psihologică, tânăra asta deja avea o viziune totală. Dar în ce context trăiește ea, nu? O contemporană cu Napoleon, cu Sfântul Ioan, contemporană cu Sfântul Ioan, cu fondatorul operei misionare pontificale, a copilăriei misionare pontificale, Charles de Forbin-Jasson, care o consultă pe ea, de fapt, nu? Și nu, se naște atunci. A trăit 63 de ani, a trăit, deși și bolnavă și așa, dar dedicată. A dat tot ce avea și a pus în slujba misiunii. Dar această mișcare pe care ea a promovat-o, practic în 5 ani de zile, mai puțin în 5 ani de zile, a devenit fundație cu numele Propagarea Credinței, Propagation of Faith, nu știu, așa, nu, propagațiune de la fede, în fine. Și în 1822 face această fundație. Ce avea ea? 22-23 de ani. Când avea această fundație, deja răspândită în Franța și în alte țări din Europa, care implica prin rugăciune, nu, creând Rozariu Viu și alte rugăciuni pentru misiuni și misionari și fonduri, economii, tot ce strângea și a vândut proprietățile, le moștenise. O rețea care dăinuie și acum în toată lumea. A fost, nu, văzând după 100 de ani, de fapt, Sfântul Părinte Pius al XI-lea, văzând corespunde nevoilor bisericii spirituale, universale, adoptat-o în cadrul Congregației pentru Evanghelizarea Popoarelor ca și opere pontificală și prin asta el ajută. De fapt, ajută țările de misiune. Atunci, practic, fondurile care se strâng se trimit la congregație, acolo la Vatican, la Sfântul Părinte, și ei primesc întotdeauna țările de misiune, bisericile tinere. Trebuie să susțină ca un bebeluș, dacă îl abandonează, când e mic, dispare, nu? O biserică tânără, la fel. Și atunci, este un buget ordinar care se trimite. Anual, Sfântul Părinte trimite la aceste bisericinile o anumită sumă, bugetul ordinar. Cel extraordinar privesc proiectele. Apoi ei fac proiecte, să spun așa, care consideră că sunt necesităților urgente și sunt ajutați. Deci, ce fondatori te invită în luna octombrie, okay, când este luna misionară, dacă mai ești prin Da. Și povestim, nu, despre... Dar ea a avut o viață dedicată total. Paulin Marin Jarico, într-adevăr, o viață extraordinară. Care, dacă îi se citește viața prezentată în formă așa cum a trăit-o, de o dedicație și de o iubire extraordinară, te îndrăgostești de ea. Într-un minut, frumoasă, nu? Într-un minut, care este rolul operei misionare pontificale din România?
Într-un minut. Este de a crea o mentalitate misionară aici la noi, fiecare creștin, și nu vorbesc numai catolic, și ortodox și protestanți, cu toți care venim în contact, de fapt în copilăria misionară, care în grupurile care le-am creat, mulți dintre copii sunt ortodoxi, fără prozelitism și fără să adere la comunitățile catolice. Își trăiesc dimensiunea misionară în comunitățile ortodoxe, în colegiile unde îi studiază, dar au aderat la copilăria misionară pontificală, nu? Ei, ăsta este primul aspect. Al doilea aspect este susținerea Sfântului Părinte. De aceea suntem delegații lui. Este ca și cum Coca-Cola deschide în România niște fabrici aici și, clar, nu? Susține federația, cum ar veni, nu? Ei, ce se întâmplă? Susține pe Sfântul Părinte prin rugăciuni, de fapt, îi susținerea misiunilor, și prin ofertele care se fac, în special cu ocazia asta, este o colectă obligatorie din luna octombrie, e penultima duminică întotdeauna în octombrie, apoi celelalte opere la fel au alte metode de a strânge fonduri și de a ajuta Sfântul Părinte în evanghelizare poporului. Îmi pare rău că timpul este scurt. Îți mulțumesc. Nu, asta devine o invitație. Nu cer acum să promiți solemn, dar o invitație ca în luna octombrie. E o onoare pentru mine. No. Cu altă emisiune, eventual vorbim și despre celălalt fondator și despre această mare valoare, până la urmă și datorie creștinească, aceea de a răspunde chemării lui Dumnezeu. Aș vrea să-mi permiți un singur lucru, să fac o deosebire, nu? Pentru că în întâlnirea care am făcut-o pe Zoom cu directorii de Cezani, i-am invitat să facă distinție între inițiativa episcopului, care are proiecte de colaborare, misiuni în alte țări de misiune, și cele ale Sfântului Părinte, pentru că ale Sfântului Părinte dă o deschidere universală și are timpurile ei, are zilele ei. Așa, misiunile, susținerea misiunilor episcopului diocezane, nu, a bisericii particulare, are timpurile ei. Spre exemplu, Iașu are Adventul, are Postul Mare, nu? Și le spunea, în luna octombrie este opera Sfântului Părinte. Ori susține, ori susținem atunci o operă particulară. Nu merge, trebuie uitate misiunile diocezane în luna octombrie și ne gândim la misiunile Sfântului Părinte, pentru că îți dă o deschidere universală, susținem nevoile tuturor țărilor de sărace și care au nevoie de cuvântul Domnului, de Hristos, mai mult decât noi. Iar în fiecare minut, în fiecare moment din viață, fiecare creștin este chemat să îl vestească pe Iisus Hristos. Mulțumesc din toată inima, vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni. Am putut spune că am deschis așa o poveste cu Părintele Eugen Plaj, directorul operei misionare pontificale, pe care sperăm să mai avem o dată la emisiunea noastră. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi. Vă dau reîntâlnire la o nouă emisiune sub semnul crucii aici la Polonia TV. Dumnezeu să vă binecuvânteze!